Un vameș de la Moravița s-a spânzurat aseară în locuința lui din Timișoara. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit de soția lui. Suntem acum în direct cu Georgiana Botez, colega mea. Georgiana, bună dimineața! Ce spun anchetatorii, de ce s-a omorât bărbatul? Bună dimineața, anchetatorii încă nu știu de ce s-a omorât bărbatul, însă cert este că nu a lăsat în urmă niciun bilet de adio în care să-și explice gestul, însă este posibil să-și fi pus capăt zilelor pentru că era anchetat penal. În timpul descinderilor din vămile de la frontiera de vest, bărbatul în vârstă de 47 de ani a fost luat de sus de mascați și adus în capitală la audieri. Procurorii l-au lăsat să plece acasă, dar îl cercetau pentru luare de mită și aderare la grup infracțional. Omul nu avea voie să plece din țară, însă a plecat din această lume. Ieri, vameșul nu a fost la serviciu. Era ziua lui liberă. A rămas singur acasă. Fiul său era plecat la facultate, iar soția la serviciu. Femeia l-a găsit fără suflare atunci când s-a întors acasă. A fost găsit de soția sa într-o anexă a locuinței, spânzurat. Îngrozită, a sunat la 112. Spera să-l mai poată salva. Degeaba însă. Medicii nu au putut decât să constate decesul. Nu le-a explicat celor dragi de ce i-a părăsit. La fața locului nu a fost găsit niciun bilet prin care persoana să justifice gesturi, iar pe corpul victimei nu a fost găsit alte urme de violență. Se pare că bărbatul și-a pus capăt zilelor pentru că a ajuns în vizorul oamenilor legii. Era vameș la punctul de trecere a frontierei Samora-Moravița. Bărbatul făcea parte din rândurile celor anchetați de DNA în dosarul șpăgilor de la vămile din vestul țării. În februarie, în urma descinderilor de la Moravița, vameșul a fost ridicat împreună cu alți 18 colegi și dus la audieri în capitală. A fost eliberat câteva ore mai târziu, iar procurorii au decis să-l cerceteze în stare de libertate. Bărbatul nu a lăsat să se vadă că este afectat de anchetă. Ceva nenorocire? Nu. M-am gândit la așa ceva. Zilele astea și săptămâna trecută m-am întâlnit cu el. 30 de minute. Super. Trupul bărbatului a fost ridicat și dus la Institutul de Medicină Legală din Timișoara pentru efectuarea necropsiei.